Dar iată că un învățător al legii s-a ridicat să-l pună la încercare pe Iisus, zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Ce citești acolo? El, răspunzând, a zis: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta, și pe semenul tău ca pe tine însuți. Iisus i-a zis: Ai răspuns corect. Fă așa și vei trăi. Dar el, care voia să se îndreptățească, l-a întrebat pe Iisus: Și cine este semenul meu? Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim spre Ierihon și a căzut în mâinile tâlharilor. Care, după ce l-au dezbrăcat și i-au dat multe lovituri, au plecat lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, pe acel drum cobora un preot. Dar când l-a văzut, preotul a trecut înainte, ocolindu-l. Tot așa și un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte, ocolindu-l. Însă un samaritian, care călătoria și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a bandajat rănile și a turnat peste ele ulei de măsline și vin. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. În ziua următoare, a scos 2 denari, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el, iar când mă voi întoarce, îți voi plăti eu orice vei mai cheltui. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor? El a răspuns: Cel ce și-a făcut milă de el. Iisus i-a zis: Du-te și fă și tu la fel. În timp ce își continuau călătoria, Iisus a intrat într-un sat oarecare. Acolo, o femeie pe nume Marta l-a primit ca oaspete în casa ei. Ea avea o soră numită Maria. Aceasta s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta însă era copleșită de atât de multă slujire. Ea a venit și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Spune-i deci să mă ajute. Domnul însă, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, tu te îngrijorezi și te necăjești cu privire la multe lucruri, însă de unul singur este nevoie, căci Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.